10 copii? Facem niște transfere sau încercăm? Are loc o predare a acestui obiectiv, unitatea de învățământ, grădinița numărul 4 din cartierul Cuciumeni, oraș Tâmpea, școlii gimnaziale numărul 3, la care este arondată. Unitatea administrativă a fost construită în cadrul parteneriatului dintre Primăria Buftea și Ministerul Educației. Acest obiectiv s-a realizat prin fonduri nerambursabile, prin proiect operațional regional. Lucrările la această clădire s-au finalizat la sfârșitul anului 2023, dar începând cu anul 2024, copiii, împreună cu cadrele didactice, au putut beneficia de această unitate de învățământ. Găsim aici o clădire, o suprafață de 542 de metri pătrați, regim de înălțime parter, cu patru săli de grupe, anexele a perete, grupuri sanitare, birouri, cu o capacitate de 80 de copii, 6 cadre didactice și auxiliare. În apropierea acestei grădinițe puteți observa parc de joacă recreativ cu alei, spațiu verde, topogan, balanțoare, leagăne. De asemenea, a fost dotată și cu o hienă cu un spațiu de depozitare a resturilor menajere, care este în imediata apropiere. Pentru că moștenitorii boierului Otetereșanu ne-au solicitat până la sfârșitul anului 2025 clădirea care își desfășoară activitatea școala gimnazială numărul 4 Cuciumeni, dorim să implementăm o altă unitate de învățământ, o școală nouă, undeva în apropiere, pe zona poligonului, o școală prin programul Școală sustenabilă, incluziune pentru copii. Bineînțeles, acest proiect este dotat cu o sală de clasă, cu culoare spațioase, amfiteatru, grupuri sanitare, camere speciale pentru depozitarea materialelor didactice, sală de sport acoperită, în imediată apropiere o să avem inclusiv un teren de sport, camere de luat vederi, iluminat în incinta unității de învățământ, dar și împrejmuirea aferentă. În cadrul aceluiași campus, să-i spunem un campus că deja începe să prindă forma unui campus, avem centrul Hercules, centrul de zi, unde copiii de la unitățile școlare de aici pot merge după orele de curs la pregătire. După realizarea acestei școli, ne dorim să împrejbuim tot acest ansamblu, iar intrarea și ieșirea, practic accesul, să se facă car magnetic. Copiii, dacă vor să iasă, să poată ieși doar cu acordul părinților, telefonic sau înscris. După cum vedeți, noi oferim un tratament egal tuturor copiilor din orașul Buftea. Niciodată nu am făcut diferențe, iar părinții pot confirma. Bun. Mereu a fost alături de copii. În momentul de față le pregătim o infrastructură pentru viitor și de asemenea și rezultatele dumneavoastră trebuie să fie pe măsura așteptărilor noastre. Găsim aici cadre didactice foarte bine pregătite. Nu vă ascund că am participat la serbările acestor copii. Ne-am încântat. Așteptăm să fiu invitat și la următoarele serbări. Și nu vă doresc decât să aveți rezultate foarte bune. Sănătate!
După cum știți, dragi părinții, până numai ieri stăteam într-o singură cămăruță, ori acum a fost în grădiniță, vedeți de ce spații generoase avem în grădiniță și dispun copiii dumneavoastră pentru activitățile respective, cu care cei care sunt devotate copiilor dumneavoastră, dar nu am fi realizat acest lucru dacă în continuare nu s-ar fi străduit să obțină aceste fonduri pe această grădiniță să fie atunci. O mulțumesc în inimă tinerilor agrodidactice și a părinților care nu sunt prezenți acum. O mulțumim de suflet pentru ceea ce ați făcut pentru comunitatea aceasta. Pe familie, și aia să moare grădinița care am învățat era acolo. Așa, și cum era? Eram să moare. Eram o cămăruțe mici, dar eram cum eram. Dar acum e foarte bine. Ce ați făcut pentru copiii noștri, vă mulțumim. Încercam să le spun colegilor mei, am intrat și am vizitat o sală de grupă, cealaltă grădiniță, practic avea dimensiunea cât o sală de grupă de aici de la noi. Da, deci, comparația este chiar reală. Față de cum a fost data trecută, în parte de la școală și la cei de aici, foarte mulțumit suntem. Și de igienizare și de băi și de tot. Și de cadrul didactic, foarte mulțumit suntem. Pentru fata mea sunt foarte mulțumit. Mulțumim, domnul primar, pentru toți. Domnul primar, vă mulțumim tot ce faceți pentru noi și pentru copiii noștri. Asta din doamna Carmen este una foarte bună. Ne bucurăm pe grădinița pe care ne-a dat-o domnul primar. Pentru că sunt foarte mulțumit să ne ajută să o fi.